eu nu știu când să vin. Și aici, cum să o las? N-ați rămâie nimic acasă. Eu știu care și când ar putea să vie. E destul de greu chiar când trăiești într-un loc atâția ani și la bătrâneță să te primi pe drumurile tale, știți cum? Într-o zi, Angela era în Italia. La mine mi s-a umflat un ganglion limfatic aici și mă adresez la doctorul familiei, el îmi spune: Serafim, nici nu m-a mai întrebat mai mult la Telinești. Mă duc la Telinești, acolo, iar nici nu mă consult, nici drept la Chișinău. Și m-am dus acolo să vedeți, eu n-am înțeles și fel de medici aici. Când m-am dus, ușa era încuietă, m-am spus, pe fericirea mea. Eu, cărcica aceea, mă duc și-i spun lui că doctorul nu-i și am venit acasă. Dar Angela, cu gura căscată, m-a așteptat pe scară să vadă ce mi-a spus. Și dacă e așa, Angela, știi ce, mămică? Ia-i, te rog, cărcica aceea care ți-a făcut-o ei acolo și mâine dimineață mă duc la Chișinău. Și de acolo la aeroport o da Dumnezeu și am scăpat cu bine și vă spun, sunt foarte mulțumită de medicii din Italia. N-am simțit nici la o ramură așa de atenție ca aici. Asta e gospodina care lăsăm casa. Da, și mă duc, dar mă să iei eu. Și poate ceva să mai iau ceva. Ei, mă rog, piața arată. Da, aniuți că să iau vă două costiți să facă zamă. E. Dar să iei numai că acolo e chișor. Ei. Dar și mi-i trebuie dacă... Asta e o găină dacă vrea zamă numai. Adică de-aia că am făcut ieri borș, nici nu... O luat o lecțică. Cu smântână, cu borș, am pus... Carne. Da, dar n-am pus carne, că n-am tăiet nica moia. Am zis că șed într-o zi, stai mai mult, spun un rozil și apoi să iau, să fac mâncare. Dar mă, ia că am început cu popșoii și dar mă, nu știu. Ia că de duminic spun că se încep ploile. Hai. Mă, dar nu plângi. Dar mă, trebuie să ne dăm așa, cu veselie, oricum, bătrâni, dar nu trebuie să plângem. Sistemul nervos de-a mânui e cel, toate lucrurile astea te apasă, nu mai poți și așa un om activ cum mai poți cândva. Știi, e ca o vecină, nu departe, zice, noi o lăsăm în casă pe dânsa când ne ducem. Zice, când te duci, Serafima, echipul meu, când te duci la mort, apoi tineret nu-i deloc. Nu nimic din tineret. E ca amuia duminică, chiar nu de mult îngropat un bărbat și nu era bătrân. Și nu era tineret. Eu văd panorama care am să ies din casă. Și începa plânge, plâng, mă duc până la poate, mă să iei mașină, mai mărg o leacă și parc întregi. Tădeam când mă sui în avion, iar de nou. Компания Air Italy 989 и 9803 авиакомпания Air Italy Женев Милан.
Îmi place Italia tare mult, îmi place. Mi-e dor din Moldova, de rudele mele, de prieteni, de, dar nu mi-e dor de conducerea care este.